Ei da, cum se spune, de pe acum, salutare, bun regăsit, dragii mei și dragile mele, la filmele lui Zvartoș, de aici, de pe Facebook sau de pe YouTube. În primul și în primul rând, la mulți ani, am intrat în 2023, un an foarte bun, un an în care și astrele prezic schimbare majoră, am scăpat de unele greutăți care le-a făcut retrogradul, care a stat o perioadă foarte mare, asta în primul și în primul rând, și intrăm pe ceva benefic. Așadar, putem spune și zodiacal că ne asemănăm chiar cu anii trecuți odinioară. Bun. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că vremea anul acesta o să fie o vreme, cum de fapt o știm cu toții, căldura o să fie în timpul verii, tot așa cum a fost și în anii anteriori, însă regimul acesta de schimbare bruscă și apariția de furtuni își vor face apariția mai ales pe regiunile, să zicem, din Bărăgan sau regiunile care sunt prin sud-vest, între Drobeta, să zicem, Dăbuleni și Turnul Măgurel. Bucureștiul, știți că ați observat de câțiva ani, nu prea mai a avut episoade severe. Asta trebuie menționat. Anul acesta, episoadele severe se vor obține prin masele de aer cald și, bineînțeles, masele mai umede, care vor crea nori, vor crea nori foarte groși, nori care vor fi de furtună și care vor străbate doar zone anumite, după care norii aceștia, să zicem, se vor dizolva practic. Iar restul nici nu va simți că a fost furtună. Mă refer, dacă avem o furtună care străbate Drobeta, Turnul Severin, sudul extrem cu Turnul Măgurele, Alexandria, Zimnicea, Jvisto, noi în București nici nu simțim practic, noi tot căldură, caniculă vom avea. Deci Bucureștiul nu va simți așa ceva. Sau chiar poate să treacă pe sub noi, județul Giurgiu. Da, se va simți practic această chestie doar noapte. Că știți, noaptea se simte imediat dacă a fost o pluicică, o furtună, ceva de genul, prin prejurul Bucureștiului. Exemplele care le-am avut în 2008, când a fost furtuna din Prahova, furtuna din județul Giurgiu, care a fost în 2016, și furtuna, haide să o punem și pe aia principală, în 2019, în partea de laterală de vest spre județul Giurgiu, între Călăraș și Giurgiu. Aceasta s-a simțit. Da, într-adevăr, noaptea, temperatură nu mai o spun tropicală, ci o spun o temperatură mai bună, mai scăzută. Umiditate mai ridicată, se va simți imediat, automat. Că noaptea, v-am zis, se simte imediat dacă furtuna a fost pe împrejurimea Bucureștiului. Bun. 2023. La nivel de precipitații, estimările sunt diferite. Unele dintre ele sunt contradictorii, că se mai întâmplă și faze de genul ăsta la estimări. Modelele tot arată chestii trestii, începând de prin martie, haide să zicem, mai este prin iunie o estimare a modelelor, după care, să zic, o estimare august, iarăși, dar un august așa, mai pe la mijloc, spre sfârșit. Acestea sunt doar estimări.
iar după care septembrie, după 20 încolo, până în octombrie o tot ține ploios. Realitatea o putem vedea exact la fața locului. Bun, ianuarie. Și ultima chestie care o să o spun. Ianuarie-februarie. Haide să nu ne dăm după deci. Precipitațiile ianuarie-februarie nu să fie niște precipitații chiar atâta de, cum să vă spun eu, exagerate precum văd modelele. Haide să fim realiști. De exemplu, ce estimează pe un radar, să zicem, din acesta al modelului ECVMF, să zicem că după 26 ianuarie până pe 8-9 februarie să avem precipitații și așa mai departe, care se vor acumula în cantități industriale, așa? Iar cel, ca să vedeți diferența, iar cel de la GFS, care acesta chiar seamănă cu, acum să fac o glumă, să râdem un pic, cu Ziarul Capital sau cu România TV, un fel de genul, hai să exagerăm să ne simțim mai bine, acesta o ține pe lui de pre, să zic, 17-18 ianuarie până în februarie, aproape de 10-11 februarie, iar la cantități și ce spune în afară de precipitații, sunt cantități serioase de ploaie, zăpadă, nu mai zic, sunt niște indicații, practic, pe unele, să zic, furtuni care le poate vedea, le explică el acolo, care ar putea aduce și chiar 50 de centimetri de zăpadă. Mă, realitatea o putem trăi și putem să ne dăm seama. Acestea sunt niște estimări, practic, la începutul anului, care tot timpul sunt pe perioade, pe sezoane și așa mai departe. Acestea sunt niște chestii citite, sunt niște chestii care le spun, le dau baremuri și tot felul. Unele dintre ele, știți că sunt unele aproximații și baremuri, că dacă tot spun că e final, sunt unele făcute în funcție de precipitațiile anterioare, precipitații adăugate care pot apărea, să zicem, prin nu știu ce masă care vine peste și de unde și așa, și estimează că perioada respectivă. Sunt și chestii de genul ăsta, cu baremuri de genul acesta, dar acestea sunt baremuri care, cum să vă spun, sunt reale, într-adevăr, că se produc, practic, masele de nori care traversează, da? Astea, da, dar nimeni nu poate spune, totul este probabil, că așa este chestia cu meteo, este chestie probabilă. Bun, revenim. Emisiunea noastră Info de XFM România este emisiunea de retrospectivă pentru 2022. Ce a fost 2022, mai oameni buni, la capitol de propagare? Păi ce putem spune în primul și în primul rând? Putem spune doar de niște propagări care au fost de genul Dobrici, Nițel Burgas, Varna, Veliko Târnovo, care a fost de câteva ori, aici mă refer strict la București, deci nu în altă parte, a fost Tupișnița de câteva ori. Bine, Petrohan să ne sature, deci singurul care chiar ne-a săturat, am avut de câteva ori tendințe de Zonguldak mai mult decât Istanbul. Istanbul, da, dar prost, și mult și proști degeaba, că nu mai stau să-mi bat capul cu el. Și da, asta Bașca, că dacă e mult proști degeaba, vorbim clar de o instabilitate troposferică. Dar acesta vă bat capul degeaba să stau să povestesc. Să amănunțesc, practic. Zonguldakul, da. Deschidere proastă și
legătură practic cu un fir de propagare puternic de pe Marea Neagră, o singură dată, cu câteva frecvențe de prin orașele de prin nordul Turciei. Măcar atât a putut da o singură dată, dar la o intensitate extraordinar de proastă, slabă și zgomotoasă cu spume. În fine, în București nu prea a fost mare lucru în 2022 la capitol troposferic. La capitol sporadic, în retrospectiva anului 2022, vreau să vă spun că sporadicele cele mai interesante, cu intensitățile celebre măriei sale ale reflexiei ionosferice, au fost în felul următor. Tunisia, Algeria, la intensități în București de aproximativ 40 de decibeli, Spania cu a sa Barcelona cu intensitatea de 33 de decibeli, după care vorbim de o Italie la aproape 40 de decibeli pe maxim, Siria cu 60 de decibeli, Libanul cu aproape 49 de decibeli, Iordania cu aproape 50 de decibeli, Israelul cu 56 de decibeli. Singurul care nu prea a vrut să dea să bată recordul la intensitate, adică Egiptul cu orașele nordice care le știm cu toții, nu a depășit valoarea de 43-44 de decibeli. Dar durata practic a acestei manifestări ionosferice o putem nota ca fiind primară cu semnalele tot din zona nordică ale Egiptului, orașele nordice ale Egiptului. Durata fiind cea mai lungă, de aproximativ o oră și ceva, cu semnal numai pe semnalele stațiilor din nordul și orașele nordice ale Egiptului. Da, puteți să-mi spuneți o oră și ceva cu semnale Iordania și cu Israel. Da, într-adevăr avem, există și captură cu așa ceva, dar acela a avut și derivate. Atenție mare ce vă spun, că în retrospectivă trebuie spus exact secvența reprodusă a propagării. Adică derivarea pe lângă spatele Iordaniei și cu Arabia Saudită, care o știm cu toții că o deschide Iordania câteodată, uneori ne-o deschide de multe ori, a mai deschis derivată cu Liban și derivată din nou cu Egiptul, care știți că Egiptul are boală. Când se deschide Iordania și Israelul, trebuie uneori să se audă ceva de prin colțul nord-estic al Egiptului, bașca, n-ai ce să-i faci, la bulan, tot îl auzi, nu scap de el. Bun, acum, următoarea durată care aș spune-o, care ar fi recordmen, adică ceva care se iasă într-un relief, da, ora respectivă cu Iranul, aș spune un clasament foarte interesant. Iran, Iordania și cu Israel, Egiptul cu nordul său, astea au fost cele trei care au venit foarte ușor pe propagare cu o durată mare. Bun. La sporadic, următoarea durată și ultima, că nu mai pot să exagerăm acum, că practic noi stoarcem acum durată, dar să nu exagerăm, da, putem vorbi de Italie. Aproximativ 40 ceva de minute de Italie. Dar Italie constant. Deci fără Malta, fără, cum să vă spun, Franța, că se mai întâmplă să zicoșeze și prin Franța. Nu. Italie pură. Asta, da, bașca.
Bineînțeles, fără Barcelona și Torre de Corsaro, la care știm, asta e un fel de hai să ne căcăm în ploaie, vântul să ne sufle și ne mai știți mai departe singur, nu trebuie să vă spun eu. Asta e un fel de hai să ne jucăm. Barcelona asta e pentru joacă, practic. Că aia vine pe orice radio, că e de telefon, că e portabil, că e antenă, că ăla vine, fratele meu, când vine releu de la Corserola, păi vine ăla, nu se joacă. A, da, o să veni și îmi spune, da, frate, da, nu mai vorbim numai decât de ăsta? Păi da, din București, ce dracu mai vezi? A, rarități, da, alpicat, muiela, mamă, ce am prins din București, mare acusarea, frate. Băi, deci astea sunt mamuturi. Mamuturi pe lângă, înțelegi, pe lângă chestiile de genul acela cu Corsarul ăla, cu Barcelona, lupește prăjit. Bun, în retrospectiva sporadică trebuie să amintim extremitățile. Stați așa, o luăm și cu extremitățile. Lăsăm deoparte măruntaiele, că măruntaie mai sunt, ruși. O să vorbim de finlandezi, o să vorbim de... Acum nu le mai zic, dar o să vorbim, înțelegeți, când vreți, vorbim pe delete. Au fost, dar ăștia nu prea-i bag eu în seamă. A, da, bun, o să ziceți. Bă, Azerbaijan, da. Ăsta, cum zice, Armenia, da. Astea nu sunt tipice, dacă îți merge iribul ăla... A Garbi e clar că îți pleacă automat și Azerbaijan, îți pleacă și ăsta, cum dracu îi zice, era să zic Ictimaiu, Armenia, da, îți pleacă de pleca, că nu scap de ele. Bun, deci e clar, dacă ți-a plecat ăla Iriba Garbi, e clar, o iei cu Azerbaijan din start ai luat. Bun, acum haideți să spunem extremități. Bă, fratele meu, în primul și în primul rând vreau să vă spun cu radiofila, că asta trebuie să încep cu principalul. Bă, fratele meu, mi-a confirmat chiar ei, mă, frate. Am dat pe messenger, mi-a confirmat chiar ei, chiar radiofila mi-a confirmat, este al lor, 100%, deci nu este altă stație sau vreo stație, să o confund cu vreuna de prin UK sau chestii de ce. Nu, mam. E a lor retransmisia clasică care o au ei local acolo. Deci asta a fost un multi-hopsotrosc care a fost așa. Bun, următorul care ar fi iarăși interesant ar spune de franceza aceea tipică cu accentul acela de ziceai că parcă vorbește cu ciunga în gură așa, cu țara care este vecină, bineînțeles, cu Algeria. Bun, mai vorbim de emisiunea de tineret. Haide să vorbim și de asta, că trebuie amintită secvența ca prea dement a putut să fie. Draconică, frat. Emisiune de tineret. Emisiune în care se punea muzică, de zice că parcă pune muzică la tigaie. Și bineînțeles vruiau, intuiau să ia telefoane în direct. Iar în momentul când vrea să bage în direct, să duce a dracu tot. Nici telefoane în direct nu reușeau să ia. Bineînțeles, și aveau o limbă frăție. În viața vieților mele n-am auzit pronunții și limbe, limbă. Ce mai era limbă lingurară rău de tot, fratele meu. Suna, te ziceai că parcă e clopoțel. Suna bine de tot. Aia rămâne iarăși cea mai tare chestie care am prins-o tot din cursul respectiv. Tot pe acolo învecinată cu boscheții respectiv. După Algeria, sub partea aceea de, cum să vă spun, de sud a Marocului și
pe acolo, pe boschi, pe bălările alea, pe acolo. Tot pe acolo a aruncat cu ea. Trib! Da, hai să amintim de trib. Bă, frate, s-a auzit tribul. Iar l-am prins. Bă, e o raritate chestia asta, să auzi tribalul, să bată tribul, să hăvă, când vorbesc ei acolo în limbajul tribului. L-am auzit și eu. Africa, fratele, Africa. Astea sunt multihopuri care n-am ce să le fac. Sunt filmate, sunt de ale lor, să le trăiască. Bun, stații. Stații iarăși interesante. Stație cu, nu știu cum vă spun, ăla cu engleza și cu ce spunea de africani, Vocea Africii sau ce dracu fi fost, aparținând practic Radio Free Europe, dar e chestia cu Radio Free Africa for Banana Africana. Vorbea de banane, bineînțeles, nu vorbea de Europa. Adică era Radio Free Banana Liberă. Da, da, da. Radio Banana Liberă. Așa. Și dracu să vă spun. Voce ecuatorială. Căcatul ăla de voce ecuatorială. Bă, fratele meu, și ăla la fel. Aș mai spune chestia aia de prin Etiopia. Cu aia care a fost atunci când povestea într-o engleză. Fai de cap, nici începătorii nu vorbeau engleza aia. E o engleză extraordinară. Deci credeți-mă pe cuvânt. O engleză specială. Aia era specială dedicată pentru cei care vor să vorbească africano-englezește. Africano-englezește, doamnelor și domnilor. S-au englezit africanii. Vorbesc bananele în Africa, în engleză. Bun, și ăla putem spune iarăși o chestie extraordinar de interesantă. Astea-s de ale lor. Bun, Iran. Revenim iarăși la potaia. Asta o spun clar, potaia tipică care deschide alte potăi. Hai să râdem. Nu acum că jignesc. Că nu jignesc, nu. Potaia de sporadic, mă refer la ea, la potaia numită sporadic, reflexia ionosferică, că e o potaie, practic. Băi, deci îți aduce Iran. Băi, potaia respectivă, o pronunție, firara dracu de Iran, o recunoaște oricine, mă, frate. Dar să ai un program care să îmba picioarele să aseamănă gen Iran, dar nu este Iran, și să te trezești că te corectează lumea, în afară de chestii de genul Afganistan, să înceapă lumea că aia este Pakistan toată ziua, încetează cu Iranul că ăla-i Pakistanul, atunci mai am, mai zici ceva dacă mai ai ce. Bă, știi cum? Ți-ai dat singur, nu știu cum să spun, drumul la cutia în care ți-a ieșit succesul, cum ar veni din cutie. Sigur ți l-ai deschis. La bolan, cum se spune popular, ți-a ieșit la bolan. Iar tu din față l-ai capturat bulanul. Și vedeți, mă, bulanul meu, ia uitați, vin cu Pakistanul. Bun, în fine, asta cu Pakistanul, iarăși o chestie de-a lor. Există înregistrare și cu asta. Propagare tipică care naște Iran. Ha, mă, Khorasan, hai, Khorasan Razavi, Khorasan Shomali, Khorasan Junubi, le știm, hai, Khorasan Razavi, ăla e primul. Khorasan Razavi, da, a născut iarăși, hârța pârța la de țaca paca, hai, că deja îl știm, 98-1 ăla deja l-am învățat și anul ăsta a trântit în 2022 și atunci, și acum ne-a trântit iarăși, o porție bună de ascultat muzică de aia de-a lor. Bun, în fine, ce să vă spun, mai oameni buni, tentative de Kazakhstan, câteva, dar astea nu știu asta, tentative dubioase în timpul Iordaniei, mi-a vorbit armenește, am înregistrare și comutam când Iordania, când Armenia, să se vadă clar, sporadicul este de Iordania, ce dracu caut Armenia.
Da, deci două traiectorii, practic, care se uneau și veneau pe deasupra și mișea mie pe radio într-una singură. Bun. Și ultima chestie, iarăși interesantă, dublă confirmare. Ce să mai... Dar confirmarea nu mi-a adus, practic, mie distanța respectivă. Nu. Deci, avem în felul următor un sporadic, în același timp, doi care am prins, unul care este, gândiți-vă, undeva pe partea nordică, Pakistan, se duce la dracu spre India, pe părțile alea, și îmi povestește de Iran, și eu din România povestesc același lucru despre aceeași zonă, același releu, și câteva emisătoare care și el le-a prins, dar el a prins altceva care la noi i-a stupat practic de altceva. În același timp, același lucru. Asta e pe grupul de Asia. S-a văzut foarte clar aceeași figură, dublă confirmare. Ea, între noi români, adică eu, și același lucru prindea și ăla de prin părțile alea. Deci, practic, dacă o storceai și nu ți-o dădea în cap Iranul, o comiteai. Aici mi-o spun singur, pakistanele nordice și părțile aproape de est, nord-vest ale Indiei. Deja puteam vorbi de deschidere, deschidere extremă, deci veneau triplu multihop sau dublu multihop, nu, triplu multihop, ce să mai... Dublu, dar foarte lung. Dublu lung, da, cum zice Radu. Da, deci vorbim de niște chestii extreme. Se poate întâmpla, să știți. Dar nu este exclus. Putem să ne întâmplăm, să întâmpinăm fenomene de genul ăsta. Gândiți-vă că fenomenele de genul ăsta s-au întețit foarte mult. Acum, haideți să tragem o linie. Asta a fost sezonul. Gata, am terminat, nu mai povestim. Acum povestim altceva. Ionosfera. Gândiți-vă că ionosfera acum este alimentată ciclic. Nu este alimentată ciclic cu energie de la soare. E alimentată ciclic, practic, e alimentată ciclic cu spoturile de sporadice și cresc și cresc. Știți că noi am avut o chestie care v-am explicat-o din emisiunile anterioare și da, la rândul v-am explicat. Noi aveam o chestie omogenă. Dacă ne uitam pe TEC, fierar al dracu, haideți să mai începem iarăși cu TEC-ul, că asta ne ajută că e de universitate. O harta universității de ionosferă. Bun. Bă, în TEC se vedea clar, fratele meu, 2015-2017, se vedea clar că noi aveam o chestie frumoasă care traversa și se împărțea și dispărea și apăreau spoturi și bla bla bla. E, aia s-a făcut o chestie sus și o chestie mai jos. Și așa a mers, să zicem, 2021. 2022, nu. 2022 s-a făcut chestia de jos un pic în sus, să zicem spre Turcia, și s-a alungit un pic în jos spre Sudan. Asta în dreptul nostru mă refer. Dar ea, practic, de când venea de la India, el tot venea așa și se rezolvea. Vă dați seama, când ajungea după cum ar veni Libia spre Tunisia, deja era rezolvită, spotulețe mici care, asta erau toată figura. Și gândiți-vă, din spoturi și din tot felul de chestii au făcut săriturile și ați văzut multihop în anul acesta. 2022. Bun. Sau chiar un hop, dar mare. Bun. Ideea este în felul următor. În alimentarea de genul acesta, eu preconizez nu 2023. Hai să zicem finalul 2023, dar deja 2024, iar ne unim. Se unește practic și o să iasă iarăși sporadic, care l-am avut și cum nu-l știm noi. De ne căpiază, ne încep furtunile sporadice, gata, începe distracția, zgomotăraie, gata, stă acul la decibelaj frumos, fâșul benzii stă frumos, 28-30 de decibeli, stă acolo că stă bine, prin 30 răsare ceva, ori binișor, ori zgomotos. Deja știm, am trăit secvența aceasta la ciclul solar 24. Deci v-am zis, deci în text se vede foarte clar cum putem să evaluăm
cu sporadicul și cu partea ionogramelor văzute. Proton pentru pătrat, nu vă gândiți. Da, este într-adevăr o creștere la protoni pe metru pătrat. Vădim, acum vorbim de vreo 7. Nu este densitate mare, e densitate, hai să zic, undeva la mijlocul începutului de, hai să zicem, un sfert din ciclu 24, na, hai să mă exprim exact. Așa, aveam 7, iar noi avem 7, un pic crescut, practic, un pic. Deci înseamnă că dublăm când ajungem la un sfert, în ciclu solar 25, sau chiar după un sfert, dublăm la 14, iar recordul o să vedem. Cred că o să fie 17 sau 19. Oricum, 25-ul se așteaptă chestie șmecheră față de 24. Că se vede clar după cum are și spoturile, cum cresc spoturile în tec, în ionograme, și protonii de pe centimetru pătrat, deci măsurătorile practice care le fac cei de la universitate pentru ionosferă. Deci vom avea o chestie diferită, mai bună. O fi o chestie gen cum a fost prin 2000 în ciclu solar atunci în 23. Sau cum a fost ăla de 90? Nu, 90 nu cred. 90 mai puternic, să zicem. Să nu fi fost mai puternic 90. Unii spun că ar fi mai țapă în asta decât ăla de 90. Așa o fi. Acum sunt estimări. Estimări, dar astea sunt estimări la fel ca și vremea. Să fie an de maxim. Da, așa vedem 2025. Vedem 2025. Da. Deci asta vreau să vă zic, în linii mari. Troposferic, în 2023, dacă o să avem parte de propagări troposferice în partea aceasta spre Sârbi, nu este o chestie atipică. De ce? Pentru că sunt câteva traversări, câțiva nori, câteva chestii reci, peste aer cald, inversiuni, presiune ridicat. Dunărea lucrează. Da. O să avem un pic de chestie ridicată cu sârbii. Turcii, credeți-mă, dacă o să fie o propagare, două, strong, dar nu vă gândiți strong la 50 de decibeli, ho, 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 strong ne gândim până în 30. Că de ce zicem strong? Pentru că astea sunt rarități în momentele de față, pentru că, unu, spoturile și propagările care sunt troposferice, sunt ale dracu pe mare, uscatul are doar uneori conducție și depășește bariera de a intra în uscat propagarea până în 70 de kilometri. Hai mă, ce dracu cu 70 faci tu? Record, faci tu 50. Da, deci o să vedem, o să fie vara care încurcă. Cred că iarăși avem problema tipică de vară care încurcă să nu treacă, hai să nu exagerăm, să nu treacă peste Cernavodă. Turcească, practic, să nu treacă peste Cernavodă. Ia să o pintească acolo. A, da, să treacă, într-adevăr. Dar să fie o chestie slabă și instabilă. Aia nu mai e de... Aia e de joacă. Îi lăsăm pe toți care vor să se joace, să se joace în liniște, fratele meu. Nu mersi. Așa ceva, uite și Radu, la fel ca și mine. Nu mersi, frate, nu mă mor nervii cu așa ceva. A, da, stau să ascult, da. Mă ascult acolo. Când Istanbul este instabil. Da. Mă ascult ceva acolo de muzică, mă ascult un Risalen, na, mă distrez și eu. Nu e chestie. Mă, anul ăsta la chestia ascendență, descendență, montană, sunt chestii, iarăși ajungem, sunt chestii care uneori sunt că ar putea să avem legăturile maramureșene, transilvanene, Alba Iulia, bla bla bla,
unele dintre ele spun foarte clar legături peste munte, deci ascendență, practic, de vârf, descendență către câmpia română. Să avem ceva de pe munți spre câmpia noastră. Altă chestie spune clar, câmpia poate schimba sens traiectorii și să facă chestii cu zone care să alimenteze ascendență, vârf, descendență în Transilvania. Și atunci iarăși avem problemă. Dacă face fenomenul acesta, mi-l alimentează practic cu căldura și porcăria, de aerul scade câmpie și gata. Propagarea scade, instabilă și te cași pe ea. Bardon, scuzați de expresie. Se întâmplă și fenomen de genul ăsta în timpul verii. Da, se rup traiectoriile. Ceață, da. O să mai avem și vara aceasta ceață. Nu o să scăpăm de fenomenul de ceață. Bărăganul pe partea estică. Estica bărăganului aia e masiv la ceață în timpul verii. Se știe foarte clar că nu e un fenomen atipic, anormal și așa mai departe. E un fenomen care se întâmplă la anumit timp și știți foarte clar că fenomenul acesta este un fenomen foarte bun pentru propagare. Îți face propagare în câmpie de pur și simplu îți place, te atragi. Calitate, semnal, zgomot puțin. Cam atât cu emisiunea de Revelion de Info de XF în România. Dragii mei, dragile mele, suntem în 2023. Nu este făcută în 2022. Este făcută imediat după Revelion. Gata, am terminat. Așa ceva este gen cum era emisiunea, dar fără de X. Emisiunea de Revelion care o aveam noi cu previziune astrologice, cu vreme. Așa, pe Radio Stil FM. Dar de data aceasta am mutat-o în Info de XFM România, am alipit-o de Revelion și am adăugat practic ce aveam pe Stil FM cu vremea, previziunile vremii, previziunile astrologice. Le-am introdus în Info de XFM România când este imediat după Revelion și când se face și se turnează această emisiune care o vedeți și dumneavoastră. V-am salutat!